Și acum o poveste de suflet. Și-ar fi dorit să fie polițist, dar după moartea fulgerătoare a mamei a decis să se facă preot, pentru că așa ar fi vrut ea. Iar asta i-a schimbat viața nu doar lui, ci și miilor de oameni pe care i-a întâlnit apoi. El este preotul Marian Tudor, un om care, cu har și drag, a reușit să salveze din sărăcie sate întregi. Le-a dat copiilor șansa unei alte vieți mai bune. Le-a dat mamelor adăpost și liniște. Și nouă, tuturor, o frumoasă lecție de viață în care ne arată cum e să trăiești spunând în fiecare zi, ajut eu. Să vedem ce mai scoate. Deci avem o bască. Avem o bască aici. Cine știe să facă așa cu asta? Nu mai știe cine. Nu. Observ unul cu minte acolo. Ia uite-l. Cum era cu minte? Ia uite-l. Vine dinozaurul. Cum facem? Cine îl vrea? 7 ori 4. 28, gata! Într-o zi cu soare, de început de noiembrie, Moș Crăciun pare că a încurcat anotimpurile și hainele. E deghizat în preot și împarte cadouri. Pentru copii, bucuria e atât de mare încât nici nu-și mai bat capul să dezlege misterul. Se cuvine însă pentru noi, oamenii mari, să facem puțină lumină în această poveste. Așa învățim mere. Avem o doamnă din Canada care ne trimite constant. Cam o dată pe lună. Suntem la Găgești, în Vrancea, în curtea unei case care a devenit refugiu și acasă pentru zeci de copii sărmani, ori mame singure pe lume. Iar pentru toți, omul care e când Moș Crăciun deghizat, când înger pe pământ, e de fapt preotul Marian Tudor. Cele mai multe mămici provin tot de prin centre, sunt cele care au crescut prin centre, care nu mai au părinți, care nu au niciun fel de susținere. Deci câți copii aveți în total? 12 acum, dar și ceilalți sunt tot ai noștri, care avem la celelalte două case copii. Mai am prin localitățile învecinate, la fel familiile care sunt numeroase cu mulți copii și... Pare că ăsta e destinul lui, să fie de folos. Și-ar fi dorit să fie polițist, dar după moartea fulgerătoare a mamei și-a schimbat brusc planurile. Pentru că dorința mamei era ca el să îmbrace hainele preoțești. Simt o bucurie foarte mare atunci când stau lângă copii, când reușesc să-i văd zâmbind, când reușesc să le aduc ceea ce i-au nevoie. Și cred că mă regăsesc pe mine în copilărie, că nici noi n-am avut o copilărie prea frumoasă, zic așa, am fost 4 frați, am rămas fără mamă, de mici. Acum mai bine de 10 ani ajungea preot la Glodeanu, județul Buzău. Și avea să vadă cu ochii lui cea mai cruntă imagine a sărăciei. Zeci de familii trăiau aici ca nevul mediu în case improvizate, fără nicio sursă de venit. Le mai cer oamenilor care au parastase câte o farfurie de mâncare pentru ei. Se întâmplă să fie zile când nu au ce să le pună pe masă la copii. Tânărul preot Marian Tudor a fost singurul om care le intra în curte și singura voce care a strigat după ajutor. Gesturi absolut impresionante s-au petrecut sub ochii lui. Într-un an, de Paște, s-a trezit în comună cu un grup de deținuți. Renunțaseră în acea zi la hrană ca să doneze totul oamenilor săraci din Glodeanu. Puteți da un medalion. A fost al băiețelului meu. El e ingeraș acum. Nu mai este pentru noi. Și uite, ți-o-ți dau ție medalion. Nu va uita niciodată această scenă și nici chipurile a doi frați ca două mici sălbăticiuni. Ce faci acolo, repari? Cum te cheamă pe tine? Nu știa să spună nici măcar asta, că îl cheamă Mihai, iar pe fratele lui Cătălin. Dar nu, cred că îi mai recunoașteți, nu? Că au crescut, erau mici, aveau... Ei sunt copii de la Glodeanu, de la prima mea parohie. Când și-a încheiat misiunea la Glodeanu, după ce a reușit să deschidă aici un centru social pentru familiile nevoiașe, i-a luat cu el pe Mihai și pe Cătălin, să fie sigur că le va fi bine. Greu a fost așa. Ne-a ajutat de un părinte. Nu sunt nici azi prea vorbăreți, dar se citește în privirea lor că sunt fericiți. Au terminat școala și acum se pregătesc amândoi să devină mecanici auto. Locuiesc în centrul pe care preotul l-a ridicat la el acasă, la Găgești. Mi-am dorit să vin aici, dat fiind că sunt locurile în care am copilărit. Tot Dumnezeu le-a făcut lucrurile să se așeze mai bine decât le-am fi putut noi organiza vreodată. Și așa a luat-o practic de la capăt, adunând în jurul lui oameni care fac bine și oameni care au nevoie să se facă bine. La un moment dat, nevoia te împinge.
când ai mai mulți copilași, trebuie să faci ca să-i saturi pe toți. Cât vă începem? Nu, au fost și zile când au fost și mai puțin, dar am încercat să facem din puținul acela mult. Nu-i văd pe toți, trebuie să fie vreo 24-25, cam așa s-a. La masă! Și toată lumea se așează la masă cu bucurie și recunoștință. Binecuvintează, Doamne, mâncare, băutură și pirobitecă sfântă, ești de acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Poftă bună! Preotul e mereu acolo lângă ei, iar pentru ei toți, mame fără niciun ajutor sau copii fără nicio speranță, dintr-o dată e bine. Ce vrei, ciorbă? Facem schimb, eu îți dau ciorbă și tu îmi dai cremuri. Nu vrei? Doresc să fiu sănătos, să pot continua ce am început și, Doamne, să ne trimite ca și până acum îngeri care să ne sprijine în toate demersurile noastre. Și acum o poveste de suflet. Și-ar fi dorit să fie polițist, dar după moartea fulgerătoare a mamei a decis să se facă preot, pentru că așa ar fi vrut ea. Iar asta i-a schimbat viața nu doar lui, ci și miilor de oameni pe care i-a întâlnit apoi. El este preotul Marian Tudor, un om care, cu har și drag, a reușit să salveze din sărăcie sate întregi. Le-a dat copiilor șansa unei alte vieți mai bune. Le-a dat mamelor adăpost și liniște. Și nouă, tuturor, o frumoasă lecție de viață în care ne arată cum e să trăiești spunând în fiecare zi, ajut eu. Să vedem ce mai scoatem, că aici avem o bască. Bască. Avem o bască aici? Cine știe să facă așa cu asta? Nu mai știe cine? Nu? Observ unul cu minte acolo, ia uite-l! Cum era cu minte, ia uite-l! Vine dinozaurul, cum facem? Cine îl vrea? 7 ori 4. 28, gata! Într-o zi cu soare, de început de noiembrie, Moș Crăciun pare că a încurcat anotimpurile și hainele. E deghizat în preot și împarte cadouri. Pentru copii, bucuria e atât de mare încât nici nu-și mai bat capul să dezlege misterul. Se cuvine însă pentru noi, oamenii mari, să facem puțină lumină în această poveste. Așa împărțim mere. Avem o doamnă din Canada care ne trimite constant. Cam o dată pe lună. Suntem la Găgești, în Vrancea, în curtea unei case care a devenit refugiu și acasă pentru zeci de copii sărmani, ori mame singure pe lume. Iar pentru toți, omul care e când Moș Crăciun deghizat, când înger pe pământ, e de fapt preotul Marian Tudor. Cele mai multe mămici provin tot de prin centre, sunt cele care au crescut prin centre, care nu mai au părinți, care nu au un fel de susținere. Deci câți copii aveți în total? 12 acum, dar și ceilalți sunt tot ai noștri, care avem la celelalte două case copii. Mai am prin localitățile învecinate, la fel familiile care sunt numeroase cu mulți copii și... Pare că ăsta e destinul lui, să fie de folos. Și-ar fi dorit să fie polițist, dar după moartea fulgerătoare a mamei și-a schimbat brusc planurile. Pentru că dorința mamei era ca el să îmbrace hainele preoțești. Simt o bucurie foarte mare atunci când stau lângă copii, că reușesc să-i văd zâmbind, când reușesc să le aduc ceea ce i-au nevoie. Și cred că mă regăsesc pe mine în copilărie, că nici noi n-am avut o copilărie prea frumoasă, zic așa, am fost 4 frați, am rămas fără mamă, de mici. Acum mai bine de 10 ani ajungea preot la Glodeanu, județul Buzău. Și avea să vadă cu ochii lui cea mai cruntă imagine a sărăciei. Zeci de familii trăiau aici ca nevul mediu în case improvizate, fără nicio sursă de venit. Le mai cer oamenilor care au parastase câte o farfurie de mâncare pentru ei. Se întâmplă să fie zile când nu au ce să le pună pe masă la copii. Tânărul preot Marian Tudor a fost singurul om care le intra în curte și singura voce care a strigat după ajutor. Gesturi absolut impresionante s-au petrecut sub ochii lui. Într-un an, de Paște, s-a trezit în comună cu un grup de deținuți. Renunțaseră în acea zi la hrană ca să doneze totul oamenilor săraci din Glodeanu. Puteți da un medalion. Frumos. Vrei? A fost al băiețelului meu. El e îngeraș acum. Nu mai este cu antrenorul. Și uite, ți-o-ți dau ție medalion. Nu va uita niciodată această scenă și nici chipurile a doi frați ca două mici sălbăticiuni. Ce faci acolo, repari?
cheamă pe tine? Nu știa să spună nici măcar asta. Îl cheamă Mihai, iar pe fratele lui Cătălin. Dar nu, cred că îi mai recunoașteți, nu? Că au crescut, erau mici, aveau... Ei sunt copii de la Glodeanu, de la prima mea parohie. Când și-a încheiat misiunea la Glodeanu, după ce a reușit să deschidă aici un centru social pentru familiile nevoiașe, i-a luat cu el pe Mihai și pe Cătălin, să fie sigur că le va fi bine. Greu a fost așa. Ne-a ajutat de un părinte. Nu sunt nici azi prea vorbăreți, dar se citește în privirea lor că sunt fericiți. Au terminat școala și acum se pregătesc amândoi să devină mecanici auto. Locuiesc în centrul pe care preotul l-a ridicat la el acasă, la Găgești. Mi-am dorit să vin aici, dat fiindcă sunt locurile în care am copilărit. Tot Dumnezeu le-a făcut lucrurile să se așeze mai bine decât le-am fi putut noi organiza vreodată. Și așa a luat-o practic de la capăt, adunând în jurul lui oameni care fac bine și oameni care au nevoie să se facă bine. La un moment dat, nevoia te împinge. Când ai mai mulți copilași, trebuie să faci ca să-i saturi pe toți. Cât vă începem? Nu, au fost și zile când au fost și mai puțin, dar am încercat să facem din puținul acela mult. Când îi văd pe toți, trebuie să fie vreo 24-25, cam așa s-a. La masă! Și toată lumea se așează la masă cu bucurie și recunoștință. Binecuvintează, Doamne, mâncare, băutură și pirobiteică sfântă, ești de-o neacum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Poftă bună! Preotul e mereu acolo lângă ei, iar pentru ei toți, mame fără niciun ajutor sau copii fără nicio speranță, dintr-o dată e bine. Ce vrei, ciorbă? Faci în schimb, eu îți dau ciorbă și îmi dai cremuri. Nu vrei? Doresc să fiu sănătos, să pot continua ce am început și, Doamne, să ne trimite ca și până acum îngeri care să ne sprijine în toate demersurile noastre.